Dragi părinți, mă bucur să ne vedem și să ne revedem. Suntem la Crăciun, gazda dumneavoastră, timp de 2 ore, aici, la Școala Părinților Responsabili. Vă spun sincer că, urmărind filmulețul de mai devreme, m-am emoționat și m-am emoționat destul de tare. Au fost 2 zile consecutive, astăzi este a doua, în care am retrăit ultima mea naștere. Pentru cei care nu mă cunosc, o să vă spun așa pe scurt, în câteva cuvinte, câteva lucruri despre mine. Sunt prezentator TV, sunt mamă de 3 copilași, unul foarte mare chiar, și blogger de parenting. Vă spuneam ceva mai devreme că ieri am retrăit ultima naștere, pentru că a fost ziua lui Nicolas, a făcut 4 ani. Și de fiecare dată când este ziua unui copil, îmi place să retrăiesc acele momente, să-mi aduc aminte, să închid ochii și să simt tot ceea ce am simțit în ziua în care am dat naștere. Aș vrea să vă spun că am născut de 3 ori natural. Deci se poate. Amintirile pe care le am sunt foarte frumoase. Chiar dacă la un moment dat au fost momente puțin mai dificile, credeți-mă, le uitați. Însă cel mai important și cel mai important este că atunci când îți simți puiul în brațe și îl vezi pentru prima oară, totul se uită și totul se șterge cu buretele. Așa că nu vă lăsați influențate sau influențați de poveștile celor din jurul vostru, pentru că fiecare om este unic, fiecare naștere este unică și povestea ta poate fi cea mai frumoasă poveste. Astăzi o să vorbim alături de specialiștii pe care avem invitați despre cum este să naști și ce faci cu bebelușul atunci când îl ai. 2 ore, timp de 2 ore, la webinarul Școala Părinților Responsabili, vom învăța împreună cum putem să ne creăm și să ne facem această amintire cât mai frumoasă. Iar astăzi alături de noi sunt
cei mai buni specialiști și cei mai bine pregătiți în obstetrică, ginecologie și neonatologie. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, webinarul are și o tombolă, iar cei mai norocoși dintre voi care s-au înscris la webinar și care pun întrebări în comentarii, da, deci fiți foarte atenți că avem nevoie de voi să fiți implicați, pot câștiga unul dintre premiile de mare ajutor pentru viitorii părinți, și anume un scaun, o pompă de sân, un set de produse cosmetice de la Oyster Cosmetics prin Diva Hair Cosmetics și o minunată geantă Dasha. Și dragii mei, știu că vreți să vă întâlniți cu specialiștii pe care noi i-am invitat în această după-amiază, însă vă rog să-mi permiteți înainte de asta să vă felicit, dragi viitori părinți, pentru că v-ați făcut timp să fiți aici alături de noi și pentru că vă pregătiți cu responsabilitate frumoasa călătorie care vă așteaptă. Mulțumesc și sponsorilor care au făcut ca acest eveniment să fie posibil, Linde Group și Fundația Carl von Linde. Iar acum, luați-vă notițe, scoateți un pix, o foaie, pentru că veți învăța foarte multe lucruri frumoase și credeți-mă că ceea ce m-a ajutat pe mine să nasc natural de 3 ori a fost faptul că am fost informată, foarte, foarte bine informată și, bineînțeles, am avut și parte de prima naștere, așa, să fie ceva lin, să fie ceva frumos, astfel încât am avut puterea să nasc și a doua oară și a treia oară la fel natural. Haideți să acumulăm cunoștințe acum împreună și să devenim împreună părinți informați și responsabili. Vom începe lecția noastră pentru părinți cu primul eveniment important din viața noastră împreună cu bebelușul, aventura magică a nașterii. Îl invit alături de noi pe domnul dr. Bogdan Cioată, medic primar obstetrică ginecologie, un medic pe care noi l-am cunoscut la Timișoara și care a dovedit o implicare extraordinară în acest domeniu. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnul doctor o să ne ofere informații prețioase, simple și eficiente pentru a gestiona exact ceea ce ne sperie pe toți, frica de durere. Domnule doctor, eu vă spun sincer, mie prima oară nu pot să spun că mi-a fost foarte frică de durere pentru că aveam doar 23 de ani când am născut, cumva era totul foarte posibil, nu eram atât de conștientă să spun și nici nu am avut împrejur povești care să mă sperie, însă ceea ce cred că m-a ajutat foarte mult prima oară a fost pozitivismul de care am dat dovadă și dorința mea de a naște natural. Bună, Ela, bună. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu cu voi astăzi. Salut toate mămicile și tăticii care se uită la noi acum. Aștept să văd comentarii, aștept întrebări, sunt cu voi încă 2 ore aici, suntem toți împreună cu voi să vă răspundem întrebărilor. Felicitări ție că ai născut natural, e foarte bine. În general, primul copil e un pic mai dificil de născut, după aceea lucrurile merg mai ușor, poate. Dar oricum, pentru primul, e o luptă, e o luptă cu tine, e o luptă cu fricile astea care vorbim și astăzi. Ce ne facem? Începe sarcina, ok, vedem 2 liniuțe și nu ne gândim poate în prima fază decât la cum ne ținem copilul în brațe, mai puțin la cum o să naștem. Însă, pe măsură ce sarcina progresează, apar și întrebările acestea. După cum știți, sunt 2 variante de a naște. Una, două. Fie se naște natural, fie se naște în cazuri de probleme sau complicații, se naște prin operație cezariană. În România nu ascundem asta, e o luptă un pic pentru noi cei care susțin nașterea naturală de a risipi puțin emoțiile pacientelor legate de durere, de disconfort, de ce ar însemna o naștere naturală, fiindcă principial imaginea unei nașteri naturale presupune destul de mare disconfort. E ceva care va începe la un punct, nu știm când va dura, nu știm cât va dura, nu știm cât de tare, după care apare momentul ăla de fericire cu copilul și atunci sunt poate multe semne de întrebare. Și ceea ce am observat este că în astea 9 luni, dacă reușim să dedicăm un pic timp pregătirii pentru momentul nașterii, este extrem de bine. În esență,
De ce apare durerea asta de care vorbesc toți? Eu încerc să evit la consultațiile prenatale discuția despre durere. O numesc presiune, o numesc disconfort. Dar în esență este un răspuns pe care îl primește creierul pe măsură ce căpșorul coboară și își face loc în bazinul mamei, legat de presiunea pe care o exercită pe anumite părți. Prima dată se luptă cu niște părți moi. Să vă imaginați că tot pelvisul și tot uterul dumneavoastră este ținut ca într-un hamac de muscular care susține vezica, uterul și direct copilul care stă deasupra. Și acest hamac trebuie să se mențină activ timp de 9 luni, dar nici să nu devină prea moale, ca să coboare copilul prea mult, să relaxeze și să naște prematur, dar nici prea dur încât să stea blocat în momentul în care el ar trebui să relaxeze în momentul nașterii. Și atunci se lucrează acolo. Durerea unui mușchi care se întinde există la orice mușchi, dar așa cum înainte de o alergare lungă sau înainte de un efort mai intens, încălzești un pic acel mușchi și îl pregătești pentru alergare. Înainte de un maraton faci o alergare ușoară, pregătești un pic mușchii să se poată întinde și relaxa și contracta și relaxa consecutiv timp de cât e nevoie acolo, 2, 3, 5, 10 ore poate la o naștere. Antrenamentul ăsta nu poți să-l faci cu 5 minute înainte de naștere. Deci începem cu el de la momentul în care știm că am rămas însărcinate și care ne gândim că nașterea naturală ar fi un lucru pozitiv pentru noi. Și atunci începem din sarcină. Ce recomand eu gravidelor antepartum este să-și găsească, în primul rând, să facă mișcare multă, cât de mult se poate. Fie că e pur și simplu plimbare, să nu fie statice. Asta e ideea, să permită corpului să lucreze, bazinului să lucreze, să meargă la not, să meargă preponderent. Cea mai bună exerciții în general pentru pregătirea de naștere și pentru perineu derivă din yoga. S-a apărut yoga prenatal, care este un set de mișcări și de cursuri și de exerciții care se pot face foarte comod acasă, care antrenează foarte mult pelvisul și ajută sau te face să înțelegi cum poți să relaxezi un mușchi atâta vreme cât el vrea să fie folosit și totuși să-l menții relaxat în momentul în care ai nevoie de el și să-i permiți o recuperare foarte rapidă după ce acesta este foarte contractat. Deci, ce pot să recomand sunt clase sau, mă rog, evaluări, cursuri online, cursuri live, dacă se poate, dacă nu mai este în pandemie, e perfect. Deci se poate lucra mult, se poate lucra cu mingea, sunt foarte multe exerciții care se fac pe minge tocmai pentru a-ți recunoaște bazinul, a-ți înțelege musculatura, acest hamar de care ziceam, să poți să-l lucrezi, să-l poți conștientiza că e acolo și să te relaxeze. Iar la momentul la care ajungi la naștere, deja să nu fie o noutate și presiunea aceea să nu fie ceva care să te sperie, să te ia prin surprindere. Pe lângă exercițiile care implică tot bazinul, ca să spun așa, șoldurile, zona anterioară, zona posterioară, sunt faimoase exerciții Kegel. Toată lumea a auzit poate de ele, însă pentru noi sunt foarte importante. Ce face Kegelul? Kegelul îți ajută efectiv tot planșeul perineal să stea tensionat și după aceea relaxat. Fiindcă presiunea crește în toată sarcina și cu cât lăsăm presiunea aceea să se exercite sau să nu permită să ne permită să ne relaxăm și să o lăsăm să-și facă treaba, acest perineu al nostru, al dumneavoastră de fapt, sau planșeul pelvin, se va relaxa destul de mult din cauza presiunii respective constante crescânde. Avem vezica, avem uterul deasupra și copilul în uter. Deci presiunea este tot mai mare pe măsură ce ajunge toată această structură unitară, ajunge la un 5-6 kg la final de sarcină. Nu copilul, doar și lichidul și uterul în sine și vezica, și comprimă foarte mult planșeul pelvian. Și atunci el nu mai are capacitatea de a se strânge și relaxa când avem nevoie de el. Și de asta trebuie antrenat pe parcursul sarcinii. Exercițiile Kegel se fac în seturi, fie de câte una, două secunde și cu relaxare una sau două secunde după. Deci contracții scurte și relaxare scurte sau efectiv contracții lungi de câte 10-20 de secunde, urmate de relaxări de 10-20 de secunde ale întregului perineu.
E ca și cum ați încercat să strângeți, să o țineți tensionată zona dintre vulva și anus. Acolo este zona în care se concentrează Kegelul și dacă zona o țineți tensionată, pur și simplu se ridică absolut tot, vezică, uter, și mențineți cât puteți de mult. Și repetați lucrurile astea de lungul sarcinii de fiecare dată când aveți nevoie și timp. Pe finalul sarcinii, până ajungi la momentul travaliului, într-adevăr o să mergi la mai multe consultații prenatale și undeva după 36 de săptămâni o să-ți cam spună medicul cum stă copilul ca și poziționare. Poziționarea copilului în general ar trebui să fie cu spatele fetal către față, către anterior. În multe cazuri însă el se poziționează posterior și atunci trebuie ca în măsura în care puteți și aveți timp acasă să faceți exerciții care ajută poziționarea către anterior a copilului. Nu e ceva foarte complicat. Sunt pur și simplu poziționări în care stați, vă și arată, dacă se vede, pur și simplu stați așezate pe un scaun puțin către anterior și lăsați bazinul să se miște și lăsați copilul să ajungă spre față. 10-15 minute cât puteți să faceți acasă, de 2-3 ori pe zi, când apucați și el se va roti încet, încet. Cum spuneam, în prenatal trebuie făcut un pic de timp și făcută un pic de pregătire în direcția asta, fiindcă atunci la momentul la care se ajunge către spital, trebuie să puteți avea control asupra bazinului vostru în general. Un aspect important care mai joacă un rol chiar determinant în succesul unei nașteri sau în succesul unui travaliu bun, este echilibrul care îl aveți voi cu voi. Și nu mă refer la cel mental neapărat, ci la cu ce bagaj veniți în travaliul respectiv. Optimal ar fi ca în ultima lună, dacă reușiți, să nu vă certați foarte mult cu toți cei din jur, sau cu soacră, sau cu soțul, sau cu cine vă mai supără și să veniți relaxate către naștere. Iar dacă și fizic sunteți pregătite, e foarte bine. Deseori travaliile încep noaptea, ceea ce presupune că vă surprind într-un moment în care v-ați odihnit poate mai puțin și durează în medie cam poate 10, 12, 14 ore pot să dureze pentru o dilatare fiziologică. Unor durează chiar și mai mult. Și atunci e important să reușiți să consumați cât mai puțin energie, să vă luptați cât mai puțin cu travaliul, să nu folosiți mușchii ăștia pentru mai mult decât aveți nevoie la momentul respectiv. Și de asta tehnicile de relaxare care vă învață la yoga, tehnicile de masaj care va trebui să ne învețe și soțul un pic, noi mai învățăm pe la cursurile noastre prenatale sau chiar și în travaliu le arătăm cum pot să vă fac un masaj rapid de recuperare pe fiecare contracție, ajută. În timpul travaliului avem două etape. Este un travaliu de debut care încet, încet se moaie colo, apar niște contracții neregulate. Sunt lucruri care sunt fiziologice la fiecare pacient. Unor poate se rupă chiar și apa la început. Trebuie discutat cu medicul, explicat, uite, s-ar rup membranele și acum așteptăm contracțiile în principiu. Încurajez cât de mult pot pacientele să rămână în mediul lor dacă parametrii sunt buni. Atâta vreme cât comunicați cu medicul vostru sau cum comunică pacientele mele cu mine, îmi spun chiar și noaptea, îmi spun, uite, sarg membranele sau am contracții cât de cât regulate. Și atunci, până la momentul la care travaliul activ se instalează, adică undeva cam contracții la 5 minute, de aproape un minut, măcar o oră, până acolo știu că lucrurile nu pot să genereze un disconfort particular pentru făt. Și atunci, perioada asta poate fi foarte bine gestionată, liniștită acasă. Se aplică toate tehnicile care se învață de respirație. Există cursuri de respirație de la MAS, de pregătire, de respirație în J. Sunt multe variante pentru a îți gestiona disconfortul. Ceea ce e foarte important și ceea ce e bine când încep contracțiile rar este că îți permite să-ți găsești ca mamă modul în care gestionezi cel mai bine disconfortul contracției. Poate fi prin mers, poate fi prin genoflexiuni, poate fi prin stat întinsă, poate fi prin stat sub duș, poate fi prin stat în vană. Fiindcă de asta la spital
avem metode nefarmacologice și farmacologice de a vă ajuta, însă avem nevoie sau ne ajută foarte mult dacă voi veniți cât de cât într-un ritm. Și știi că atunci când începe contracția, îți iei o anumită postură, stai plecată spre față sau spre spate, sau întinsă, sau în fund, sau te masează soțul, sau te sprijini de perete, sau vrei să intri în apă. Deci pe grada asta de 3, 4, 5 ore, până se regularizează contracțiile, folosiți-o liniștite pentru a găsi modul cel mai simplu de a, care vă convine vouă, care se mulează foarte bine pe, poate și pe felul vostru de a fi. Încercați să vă hidratați, să consumați și alimente ușoare, atâta vreme cât parametrii sunt buni. Văd o pacientă care ne scrie, uite, are la 34 de săptămâni doar 1600 de grame. Acolo vedem că este un copil care este un pic mai micuț și atunci, în contextul în care știm că sunt un lucru de monitorizat, travaliu, chiar și debutul de travaliu trebuie monitorizat în unitate spitalicească și atunci, când sunt cazuri particulare, de aia avem și noi opinie medicală și vă transmitem cât putem, nu pentru a vă alarma, ci pentru a încerca să aveți toți factorii foarte clari în momentul în care pornește travaliu. Deci, de exemplu, unei paciente care are un copil mai micuț și care știu că are rezerve mai puține, fiindcă probabil placenta nu funcționează foarte, foarte bine, îi voi spune, ok, dacă se rup membranele sau dacă pornesc contracțiile chiar și neregulate, vină către spital. Nu înseamnă că nu poate să nască natural, încurajăm foarte mult, însă trebuie să monitorizăm un pic mai îndeaproape copilul. Mai avem o întrebare legată de exercițiile Kegel, spre exemplu, și de repoziționare, dacă pot fi făcute și cu pesar sau cu col scurtat. Pot fi făcute, fiindcă Kegel-ul îți ridică, practic, îți contractă vaginul. Astea pot fi făcute. Depinde cât este colul, într-adevăr, și depinde de când aveți pesarul și la câte săptămâni sunteți. Recomand Kegel la paciente care au pesar să le facă după 35 de săptămâni, fiindcă chiar și dacă se mai scurtează, chiar dacă se contractă puțin la nivelul pesarului, e destul de greu să se împingă afară, fiindcă deja probabil e acolo cel puțin 10 săptămâni și a permis o menținere cât de cât închisă a colului. Repoziționările se fac, în general, generic, sunt numite spinning babies, adică să-l muți pe copil dintr-o parte într-alta, fie că e cu capul în sus, să-l muți în jos, fie invers, fie dinspre dreapta spre stânga. Optimal este să-l aduci cu spatele către față și să se roteze. Pentru o pacientă care are un col mai scurt, are o șansă bună de naștere naturală, adică printre stresul care îl are de-a lungul sarcinii, că s-ar putea să nască prematur, există și acest beneficiu că odată ajunsă la naștere, acel col scurtat se va deschide mai repede, că în general e mai moale. Și atunci să aibă în minte ideea că e o chestie pozitivă în perspectiva nașterii. Chiar dacă pe parcursul sarcinii trăiește un pic cu o teamă că s-ar putea ca ceva să meargă un pic mai dificil. Mai avem o întrebare. Dacă ai vaginul lăsat pe spate, este mai greu să naști natural? Mă gândesc că se o referă doamna mai mult la un uter poziționat către spate și atunci nu face diferența, fiindcă se ridică uterul în sarcină, chiar dacă el este către spate, către spatele vezicii, el în sarcină se va ridica odată cu sarcina. Și dacă vine dinspre față sau dinspre spate, la final el va fi vertical și axul vaginului se va duce înspre col. Axul uterului va centra toate contracțiile înspre colul uterin ca să se deschidă, deci nu face diferența. Există situații excepționale în care există endometrioză sau niște patologii mai problematice legate de aceste arcuri tendinoase care țin de fapt uterul în spate și îl forțează să stea în posterior, în afara sarcinii, care fac un picuț mai dificilă relaxarea acelei zone în momentul nașterii, dar sunt cazuri rare. Dar un uter care e antevers, retrovers nu face diferența pentru naștere. Dacă avem persoane care au avut multiple fracturi de bazin, dacă pot să nască natural. Acolo fracturile de bazin, pe de o parte, este o
o vindecare un pic patologică prin calusuri, depinde cum s-a reconstruit bazinul sau cât de puternice au fost fracturile. Însă limitează puțin capacitatea de relaxare a bazinului osos. Vă spuneam la început că prima dată căpșorul se luptă cu această parte musculară să se relaxeze, să coboare prin ea și să dea la o parte țesuturile musculare, după care are de navigat și acest canal osos. După fracturi de bazin este foarte important și se poate evalua, pe de o parte, dacă bazinul este simetric, deci dacă dreapta cu stânga sunt cât de cât la fel sau s-a redus cumva în diametru într-o parte sau una, pentru a ști cel puțin, ok, unde avem problema, cât e de mare, se numește pelvimetrie. Se poate face, noi o facem uneori printr-un RMN sau chiar un CTO, un singur slice, chiar și în sarcină, sau și la RMN facem câteva imagini care le obținem din pelvis pentru a măsura aceste diametre. Am avut paciente și le-am măsurat diametrele să vedem măcar au un bazin bun sau nu, sau este viciat, este anormal. În general, dacă există un defect de șchiopătare, deci se merge cu o problemă de bazin, nu e simetric și o parte din el este un pic mai ridicat, atunci va fi un pic mai greu pentru căpșor să navigheze coborârea în bazinul osos. Ce mai avem? Mai răspundem la întrebare și după aceea continuăm pe partea de travaliu. Deci avem riscuri la operație de cezariană când ai probleme de coagulare de sânge. Ca la orice altă problemă de coagulare care e în sarcină, dacă e o problemă de tromboză, adică dacă e mai gros sângele, primești un anticoagulant ca să-l subțiezi, fiindcă sarcina în sine îți va îngrășa sânge și există riscul ca anumite vase să se blocheze și de aceea subțiem sângele la anumite paciente. Dacă faci o operație genul sau orice altă operație și dacă tai pâine și te tai la deget și ești pe medicație anticoagulantă, sângele tău nu se va coagula, deci nu poți să-l oprești de la sine să nu mai curgă de acolo de unde curge, decât dacă pui un pansament care strânge foarte tare. Așa facem la o cezariană. Incizăm toate straturile respective, extragem copilul, după care le coasem înapoi în așa fel încât toate vasele de sânge care au sângerat până atunci să fie blocate. Fiindcă dacă lăsăm un vas liber, dacă ești sănătos și te tai la deget și stai o perioadă de timp așa, la un moment dat se va opri sângele, fiindcă corpul poate să facă hemostază naturală. Dacă ai luat un anticoagulant, nu o face. Și timp de 12 ore de când l-ai luat, o să tot curgă sânge într-o veselie de acolo, că nu știe să facă corpul asta. Dacă faci o cezariană sau un naș natural, orice țesut care este lezat și generează sângerare, nu va ști singur corpul să-și oprească acea sângerare. Și atunci este un pic de risc de a face mai multe hematoame, de a colecta un pic de sânge în țesuturile subcutanate și a se bloca acolo și a sângera un picuț mai mult. În general, dacă se face o cezariană unui paciente care este sub tratament anticoagulant, dacă se poate și nașterea naturală sau peridurală, orice manevră invazivă, încercăm să o ducem la 12 ore după ce s-a administrat anticoagulantul respectiv, ca să scădem riscul de complicații și de sângerare. Ce mai avem? Uite, în săptămâna 31 este târziu să începem iora prenatală? Nu e târziu să începeți niciodată, deci puteți liniștite. Iar aproape de termenul nașterii, exerciții care să moaie colul, nu prea avem. Adevărul e că colul se moaie singur, orice încercăm să-i facem noi foarte mult, nu prea reușim. E vorba de pur și simplu poziționare. Copilul sau contracțiile fiziologic încep în momentul în care copilul e matur pulmonar. Dacă nu există vreun factor de infecție care poate să genereze o naștere prematură sau dacă pur și simplu, mecanic, colul acesta nu se deschide de la sine mai repede și atunci efectiv coboară copilul prea mult și pornește procesul nașterii. Dar exerciții pentru col nu pot să spun că am. Kegelurile ajută pentru bazin, pentru perineu, pentru o recuperare mai bună a perineului după naștere și o elasticitate mai bună a lui în momentul expulziei. Ce mai avem întrebări? Riscuri pentru sarcina cu trombofilie, după ce trebuie să avem în vedere după ce apare bebelușul. E puțin off topic, dar este o chestie care se întâmplă foarte, foarte, foarte des și apar tot mai multe sarcini. Dacă am face teste tuturor,
inclusiv mie, inclusiv elei tuturor, am găsit că avem niște modificări de tromboză. În străinătate, testările de trombofilie se fac, adică se consideră că este o patologie care oprește sarcina dacă este repetitivă. Deci testează gravitele cam după 3 pierderi de sarcină. E destul de neplăcut, fiindcă impactul emoțional este foarte mare, din păcate. Și la noi, hai să spunem că se testează un pic mai repede. Adică pacienta română decide, ok, sunt de acord să cheltui poate 1000 de lei pentru niște teste, că nu mi-e de contează casa de asigurări, fiindcă s-ar putea să nu fie aia problema, dar le facem. Aceste modificări care le avem ne duc probabil, odată cu vârsta, la 70, 80, 90 de ani, să facem un infarct sau un accident vascular cerebral pe lângă alți factori de risc care se adaugă. Deci faptul că găsim niște modificări nu înseamnă neapărat că este un risc foarte mare în viața de zi cu zi, ci doar în sarcină care poate augmenta riscul nostru de bază. Unele paciente primesc anticoagulant, unele nu. Asta în funcție de riscul care este calculat în baza analizelor care le facem. Sarcina dusă cu un anticoagulant permite pasajul oxigenului pe de o parte și nutrienților din sângele mamei către făt prin intermediul placentei. Nu blochează vasele foarte mici care deservesc placenta, fiindcă ele au un risc foarte mare de a se bloca. Pe parcursul sarcinii, o pacientă care are un risc mare de tromboză sau care, a cărui sânge este un pic cu un procent de coagulare mai mare. Și dacă luați anticoagulantul, nu prezintă vreun risc, decât acest risc de a sângera efectiv, un pic de a nu avea controlul sângerării. Deci încercăm pacientelor care primesc anticoagulant, pe de parte să le dăm seara, fiindcă seara peste noapte urmează să doarmă, riscul de sângerare e mai mic, riscul de un accident spontan este foarte mic. Și le dăm în general o dată pe zi, profilaxia se face până la momentul nașterii. Eu, în general, nu am o problemă cu a naște natural dacă ești pe anticoagulant, fiindcă până pornește trebare, până se relaxează toate lucrurile acolo, durează și trece și efectul anticoagulant, deci nașterile sunt bune, în general, și nu prezintă un risc mai mare de sângerare. Ce mai avem? Dacă se poate naște natural, în ciuda faptului că fătul are cordon umbilical răsucit după gât. Da, se poate, bineînțeles, doar că trebuie să aveți un pic mai multă răbdare, cel mai probabil. Fiindcă vă imaginați că într-un laț și acel laț e o problemă mecanică de fapt. Dacă cordonul e mai scurt, vine de la burii, urcă, se învârte în jurul gâtului și se duce până sus în placentă. Acest laț, dacă e un pic mai scurt, fiecare contracție împinge capul copilului în jos. Lațul te trage înapoi, nu strânge de gât, nu împățește nimic din punct de vedere mecanic, îl comprimă. Doar că tot trage înapoi și atunci gestionarea durerii sau a disconfortului trebuie să fie bună, că durează mai mult trabalul. Atât. Dacă e un semn de întrebare pe parcurs, dar cordonul e prea scurt și efectiv nu-i permite fătului să coboare suficient de jos, se intre în sală la un moment dat, fiindcă avem niște semne care apar pe înregistrările respective, că e o compresie prea mare. Nu-i problemă. Mai avem o întrebare legată de exerciții Kegel și masaj perineal. Nici nu am apucat să povestesc de masaj. Da. Masajul în general îl recomandăm după 32-34 de săptămâni. Se face cu recomandarea generală medicală este ulei de migdale dulci. Acesta s-a demonstrat ca fiind cel mai puțin sau deloc problematic pentru membranele amniotice, fiindcă nu ajunge la nivelul vaginului, poate să ascensioneze, să ajungă în profunzimea vaginului și chiar în apropierea cervixului sau a membranelor. Nu se observa că nu are niciun efect asupra lor, deci nu le rupe mai repede, nu vă prezintă un risc. Ce este masajul perineal? Fiindcă și asta e o metodă de a ajuta gestionarea expulziei preponderent, a momentului în care căpșorul coboară și iese prin perineu. Și asta e practic al doilea stres al viitoarelor mame. Ce se întâmplă, cum îmi protejez perineul să nu apară leziuni, să nu apară leziuni extensive sau să nu fie chiar nevoie de episiotomie. Vă imaginați perineul ca un cerc. De la 0, de la ora 12 până ca și pe ceas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Iar aici este ora 3, aici este ora 9. Cam asta e zona între ora 3 și ora 9 în care poate fi folosit acest ulei, ulei de migdale dulci. E menționat și în documentele medicale, e acceptat în Marea Britanie, Statele Unite și cam în toate țările în general. Degetele mari,
cu acest ulei umezite bine și există o zonă de presiune care se duce, se exercită asupra perineului. Puteți să o faceți voi, poate să o facă soțul, nu e nicio problemă. Însă trebuie făcută constant cu presiune la ora 6, la ora 5 și 7, în lateral și tot până în lateral, în două puncte. Fie cu presiune constantă, fie cu presiune punctuală. Deci poate fi făcut în fiecare zi, în fiecare seară, de pe la 34 de săptămâni. De ce 34? Fiindcă încercăm să limităm accesul eventual al germenilor din zona perianală către uter, pentru că nu genera o naștere prematură. Dacă ești îngust în bazin, poți să naști, însă ajunge această discuție. În general se măsoară bazinul pe exterior, se măsoară șoldurile, se măsoară zona dinspre pube și sacru, deci din față către spate, așa dacă vă uitați din lateral, pentru a se vedea dacă căpșorul are loc să intre prin acest spațiu din față în spate și prin spațiile laterale, dacă își permite să coboare prin mișcarea lui de șurubare. Dacă poate să o facă, sau dacă se consideră că aceste diametre sunt suficient de mari sau sunt undeva la limită, atunci punem pacientele să facă anumite exerciții și măsurăm inclusiv în zona internă, fiindcă noi măsurăm pe exterior. Dar dacă acelea apar la limită, măsurăm în zona internă a oaselor, măcar să vedem dacă este simetric și dacă nu, facem inclusiv acel remanent de care vă spuneam pentru a vedea bazinul cum este. Bazinul mai câștigă, pe lângă acei centimetri, mai câștigă cam un centimetru în travaliu prin anumite tehnici de poziționare. Deci alea cumva țin de moașă, o moașă cu experiență sau medic cu experiență care știe cum să poziționeze pacienta. Însă nu se forțează lucrurile în general. Dacă ai un bazin limită și capul nu coboară fiziologic între oase, în ciuda mișcărilor, nu vei băga forța fiindcă se va bloca acolo și va fi un pic mai greu, va trebui o cezare de urgență. Avem o discuție legată de ce calificări am eu să vorbesc despre organismul uman. Văd că nu e neapărat o întrebare, dar sunt întrebări, m-am prezentat, sunt medic primar, obstetrică ginecologie, am terminat facultatea de medicină și cred că prin pregătirea mea pot să vorbesc, încerc să mă limitez la specialitatea mea în care lucrez deja de 10 ani. Așa că o să ne axăm, să mai răspundem la câteva întrebări și să ne ducem mai mult către și partea de traducție. O naștere cu probleme, de exemplu placenta creta, poate afecta lactația? Lactația este generată de producerea unui hormon numit prolactină. Prolactina este secretată în momentul în care uterul începe să se contracte după ce se elimină placenta într-o cantitate mare și atunci, indiferent sub ce formă este nașterea, este o secreție de prolactină. Dacă în travaliu, pe măsură ce se eliberează oxitocină tot mai multă, secreția de prolactină începe să crească progresiv și culmină după momentul nașterii. Fie că e cezariană, fie că este naturală, evoluția este aceeași. Când avem o placenta acreta care e prinsă de perete acolo, este foarte mult stres matern în general, fiindcă este o sacină cu probleme, cu riscii, se tot repetă, mamei acest lucru, poate naște prematur și așa, deci maxim nu-ți influențează sarcina per se, ci stresul generat de acel tip de sarcină, fiindcă toată adrenalina care ne-o dăm în general și în travaliu, cu tot ceea ce înseamnă supra-solicitare, stres, hiperventilație, ne blochează secreția de oxitocină, de endorfine și de prolactină. Și atunci lucrurile merg foarte, foarte greu. Preeclampsie, greutate mică a bebelinei, oare voi putea naște natural? Preeclampsia presupune hipertensiune și presupune o situație un pic de urgență legată de copil. De fapt, totul pleacă de la placentă. Nu e o placentă care aderă foarte bine la perete. Apare o rezistență. Corpul încearcă să împingă tot mai puternic sângele către placentă ca să preia totuși copilul de ceva și ca să împingă acest sânge tot cu o viteză tot mai mare, își strânge vasele și generează hipertensiune. Deci aderența atipică a placentei de uter generează în timp hipertensiune eventual. Copilul nu crește, de aia e mică, fiindcă nu-i vine mâncare. Corpul tot încearcă să împingă mâncare și strânge vasele și face preeclampsie. E un proces contratimp. Deci ajungi să te gândești, ok, copilul ăsta nu o să mai aibă resurse,
când nu o să mai aibă? Peste o săptămână, la 32 de săptămâni, la 34, la 38, la 40. Dacă situația asta apare undeva pe final, la 37, 38, 39 de săptămâni, declanșăm nașterea. Adică începem să muiem colul, să dăm niște preparate care moaie colul. Astea se fac doar în spital, sunt preparate cu prostaglandine, să simulăm nașterea naturală. De a muia colul și după aceea încet, încet să preia corpul oxitocina și să meargă mai departe. Dacă poate să o facă, e foarte bine, dar sunt situații în care este un pic mai greu. Deci orice inducere a travalului, mai ales un pic prematur, are un risc mai mare de cezariană, dar o greutate mică la naștere nu contraindică nașterea naturală decât dacă e coroborată și cu o prematuritate. Adică un copil de 1,632 kg de săptămâni s-ar putea să-i fie un pic mai traumatizantă nașterea naturală, mai ales dacă e primul. Că e un pic o compresie mai mare și un efort mai mare de a împinge acele țesuturi la o parte. Și atunci probabil că indicația ar fi de a fi născut prin cezariană, chiar dacă travaliul pornește lăsat în travaliu pentru că e maturat puțin plămânul. Însă posibil să, ca echipa medicală să decidă să fie extras prin cezariană. Mai avem situații infecțioase. În general, ce trebuie să rețineți? Pentru o naștere bună, naturală, trebuie să o acceptați, trebuie să vă gândiți, ok, va fi ceva, va dura 10, 12, 14 ore, s-ar putea să fie destul de intens. Trebuie să-mi găsesc o metodă de a-mi gestiona disconfortul. Mă pregătesc mental, citesc, încerc să înțeleg ce înseamnă o naștere, ce înseamnă acest căpșor și să vizualizez ce se întâmplă acolo. Gândiți-vă, este un căpșor în bazin și el ușor, 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 ușor se rotează până când ajunge la nivelul oaselor pubiene, după care de acolo trebuie să iasă prin vagin, să iasă la exterior. Este o luptă continuă cu bazinul, fiindcă omul este biped, merge în picioare. Multe dintre dumneavoastră merg și poate un pic și pe tocuri și atunci bazinul este un pic mai tonic, un pic mai strâns. Deci dacă l-a antrenat dinainte, lucrurile merg bine, fiindcă vă permit bazinului să se relaxeze și în general, ceea ce doare este un mușchi care stă mult prea strâns și nu permite coborârea căpșorului. Și atunci lucru este cu acești mușchi, cu a te obișnui să-i contracți, să-i relaxezi. Partea de masaj este pentru perineu, de a permite unui mușchi care de obicei nu îl relaxăm foarte mult să se recupereze între presiunea care o dă capul la fiecare contracție expulzivă. Fiindcă din poziția în care se stă pe spate, presiunea cea mai mare este în zona inferioară, unde ziceam, între orele 3 și 9. Și atunci capul, când vine de fiecare dată la acest punct, el va deschide puțin perineul și va împinge foarte mult în zona asta de jos. Și exact asta e zona care se antrenează. Și prin Kegel, care face să se strângă zona asta, și prin masaj, care o face să se suplizeze. Ce mai avem? Urea plasmă cu antibiotice în trimestru 3. Se poate naște natural, nu e nicio problemă. Ureaplasma este implicată uneori în nașterea prematură, fiindcă s-a observat că sunt paciente care au contracții un pic mai repede sau se rup membranele, dar nu e așa de problematică și de obicei antibioticele la care răspunde nu prea sunt ok în sarcină. Dacă bebelușul nu se întoarce și are capul în sus, se mai poate naște natural? Se poate. Noi, un pic că practica nașterii pelviene s-a redus destul de mult în țară. Însă, spre exemplu, în spitalul meu se consideră că la o prima naștere este un pic mai delicat și e considerată ca o indicație de cezariană, fiindcă fundulețul e mai mic, căpșorul e mai mare. Odată ieșit pelvisul fetal și piciorușele, se consideră că uneori poate să fie un blocaj al capului și tragem o linie undeva cam la 3,5 kg ca și dimensiuni. Dar asta e cumva așa puțin aleator luat și cumva se dă autonomie spitalului pentru a decide sau medicilor. Dar de la a doua naștere încolo, da, nu e o problemă. Se naște pelvin, fiindcă odată stabilit că un căpșor a putut să treacă prin acel bazin fără nicio problemă, este chiar încurajată, fiindcă recuperarea e mult mai bună. Dacă nu se întoarce, se poate încerca pe la 36-38 de săptămâni o întoarcere, o versiune externă. Adică
încercăm de pe, folosim mâine pe butica mamei să-l rotăm, să-l aducem în poziția normală, sub control ecografic și în siguranță pentru copil. Nu reușește întotdeauna, dar se poate încerca. O conizație de col făcută în urmă cu 2 ani și care a lăsat o cicatrice de 2 cm. Așa, poate cu contraindicație. Bun. Sarcina la 30 de săptămâni a evoluat bine. Conizația presupune să se excizeze o parte din col. Colul dumneavoastră, din câte înțeleg, acum are 2,5 cm. În general are cam 4. Sunt două aspecte. 1. Colul e mai scurt. Deci, teoretic, se va deschide poate un pic mai repede. Sau va dura mai puțin să se deschidă. Aici este orificiu intern, care e către copil. Aici este orificiu extern, care a fost mutat din cauza conizației de aici, a fost mutat aici. Deschiderea se face tot de la interior spre exterior. Deci cumva, atâta vreme cât colul este suficient de bun, el poate să fie și atât de scurt, că va dura, adică sarcina va rămâne acolo și nu va avea o problemă. Dacă se deschide orificiu intern, da, puteți naște natural. Dacă nu, e ca la oricare altă sarcină. Deci nu trebuie să stați neapărat cu frica că din cauza presiunii se va scurta colul și veți naște mai repede. Nu, și nu e o contraindicație. În unele cazuri, la nivelul orificiului extern, unde s-a decupat acea zonă, rămâne un pic mai fibrozat țesutul și de asta poate să fie un picuț mai spastic. Deci durează un pic până deschide chiar capătul. Dar se poate naște, nu e nicio problemă, nu se rupe mai mult colul, nu sunt complicații. Nu e nicio problemă. Mai povestim un pic și despre travaliu și mai luăm încă după aceea întrebări. În travaliu, uite, chiar o leg de o altă întrebare care o văd aici, care are un disconfort la un nivel unui ligament inghinal la 31 de săptămâni și cum facem față durerilor de spate. Durerile de spate vin din cauza că buclica merge către anterior, trage coloana, o curbează foarte mult și atunci nervii care ies pe aici prin lateral sunt comprimați, fie pe dreapta, fie pe stânga. Și atunci o să vezi că coboară durerea pe fesă. Asta se poate întâmpla și în travaliu, într-adevăr. În general trebuie făcute niște exerciții de decontracturare, ca să spun așa. Se face, depinde care picior doare. Nu prea am cum să vă arăt acum, dar imaginați-vă așa. Sunteți întinse pe pat, pe o parte, piciorul care este lipit de pat stă întins și celălalt este îndoit, pus o pernă între picioare și îndoit cât de mult se poate. Deci să vină cât mai sus cu piciorul și să-l lase în jos. Și atunci scurtează toată zona asta inghinală, o comprimă și atunci se relaxează. Și se fac asta de mai multe ori pe zi. Plus, sunt exerciții de genoflexiuni speciale pentru sarcină și lucrat mult cu mingea. Mișca dreapta, stânga sunt exerciții speciale pentru sarcină de cu mingea. Le găsiți pe YouTube, e plin. Un fibrom de aproximativ 3 cm poate afecta nașterea naturală sau bebeluș? Nu, decât dacă este efectiv înaintea capului. Dacă este în dreptul capului și nu are loc să iasă de el, deși la 3 cm n-ar fi o problemă. Dar în rest poate să fie oriunde, puteți naște natural, nu vă încurcă cu nimic. La 3 cm uterul se va strânge bine, n-ar trebui să aveți nicio problemă, n-aveți vreo contraindicație. Revin la travaliu puțin. Mișcarea asta care vă spuneam, deseori în travalii suntem forțați să monitorizăm un pic mai de aproape copilul. În unele centre există monitorizare wireless, să spunem, sau cu niște cabluri mai lungi care permit totuși o mișcare a mamei în travaliu. Dar în majoritatea situațiilor, recomandarea este să fiți întins în pat, să vi se pune metode de înregistrare pe butică, care în general generează o poziție pe spate. Cum vă ziceam, copilul trebuie să se ducă foarte mult spre anterior și din poziția, dacă stai foarte mult, capul se va lupta să se roteze cum trebuie, deci cumva antigravitațional. Și de aceea încercați tot timpul, dacă trebuie să monitorizeze mai mult, să stați pe o parte, pe stânga preponderent și cu piciorul, așa cum vă spuneam, un pic mai ridicat ca să deschideți bazinul sau, dacă permite locația, în picioare. În general, mersul și în sarcină, dar mai ales în travaliu, permite bazinului să se deschidă. Și pe contracții
încercați, deși tendința este să strângeți picioarele, să strângeți fundul și fesele și parcă cumva să fugi de contracție, tocmai trebuie să o lași să se ducă în jos și atunci fesele trebuie să relaxeze, picioarele să depărteze ușor și să vă lăsați într-o poziție ca și cum ați urca pe teleschi. Adică fundul mai moale și relaxat bazinul. Și atunci își permite căpșorul să-și negocieze direcția în jos. Exact asta spuneam. Aici avem foarte multe poziționări pentru cum să-ți faci travaliu sau cum să reușești să-ți gestionezi poziționarea nestând în pat. Cu cât stați mai puțin în pat, cu atât mai bine. Aici avem o imagine din sala noastră veche de naștere în apă. Acum sala noastră de naștere în apă seamănă mai mult cu aceasta, în care avem și minge, și pat, și vană, și de toate astea în timpșoara. Însă ce încurajăm este într-adevăr folosirea a tot ce îți oferă sala respectivă. Și dacă e goală, plimbă-te prin ea că ai loc. Și dacă vi se oferă o minge, folosiți-o. În general, evitați statul întinse. Orică este către anterior, fie în genunchi, fie cu fundul mai sus. Asta de obicei le folosim în pozițiile posterioare în care vă doare spatele în travaliu. Dacă copilul stă rotat invers, prima dată se va duce către sacru. Sacru doare când îl împingi chiar aici în spate jos. Simțiți un disconfort destul de mare dacă căpșorul se împinge încolo și atunci încercăm să poziționăm pacientele mai în glumă, mai în serios, cu fundul în sus, tocmai ca să permită capului să roteze. Pentru travaliile anterioare în care durerea merge către față, presiunea merge către față la început, avem aceste poziții, fie pur și simplu plimbatul vertical, fie se pune un picior pe scaun, mai ales că o să observați că uneori parcă doare ori pe dreapta, ori pe stânga. Ăla care doare îl puneți sus sau dacă stați întins, îl ridicați, îl flectați. Partenerul, nici nu mai intru în discuție, că este foarte important dacă situația permite să fie acolo, vă ajută foarte mult, fiindcă vă ia din presiunea restului corpului. Adică dacă tu trebuie să-ți relaxezi perineul, uneori poți să te relaxezi toată, că numai așa reușești să te relaxezi bazinul. Și atunci partenerul te susține și îți permite să-ți găsești o poziție și să-ți relaxezi un pic bazinul mai mult. Avem exerciții pe minge, avem exerciții în apă, pur și simplu uneori și un scaun este suficient. Când avem situații în care, deci noi încercăm să folosim cât mai puțin, dacă putem, încercăm să fugim de peridurală, fiindcă uneori ne limitează pacienta ca și mișcare. Și atunci nu e o chestie rea, e o chestie bună peridurală. Când e nevoie de ea, da, îți ia durerea și îți dă un pic de respiro și uneori ne ajută chiar mult să moaie și colo. Dar dacă putem, încercăm să o evităm. Avem în spital, folosim deja de mult timp Pendonox. Este un gaz care permite sau blochează nociceptorii care merg spre creier. Deci impulsurile care vin de durere nu mai ajung către creier. Creierul nu mai percepe senzația ca fiind dureroasă. Avantajul este că trece efectul foarte repede. Deci dacă se inhalează la începutul contracției, imediat pe vârful contracției el își face efectul foarte bine. E simplu de folosit, îl avem măști pentru fiecare pacient în general și pur și simplu se comprimă o valvă, se inspiră ca un inspir normal și după aceea se lasă în pace. Îl folosim mult în combinație cu apa, fiindcă am observat că combinația asta non-farmacologică în apă nu mai putem să punem peridurală, spre exemplu, dacă avem o naștere în apă și pacientul își dorește, și atunci îl avem lângă vană și din când în când la nevoie îl folosește. Poate să folosească pe fiecare contracție, în ultimele 2-3 ore și poate să folosească chiar și pe parcursul întregului travaliu. Mai sunt paciente care au născut doar cu Entonox sau l-au folosit pe parcursul travaliului. Important e uneori să poți să treci peste anumite puncte. Și cum îl folosim este de fapt oxigen și cu nitrogen într-o cantitate echilibrată, un pic mai mult oxigen. Și atunci, și cu oxid nitric jumătate, și permite la nivel cerebral să nu mai simți durere. Are un efect opioid, ca și opiumul, și opiumul face același lucru, dar activează acești receptori, îți blochează senzația de disconfort.
Foarte puține paciente raportează un disconfort prin inhalarea lui, fiindcă se face o singură inhalare odată la 3-4 minute când vine contracția. Mai menționează o doamnă, apropo de durerile care le avem, că poate să comprime un nerv bebelușul. Bebelușul nu e prea comprimă nervul, ci coloana este puțin modificată ca și poziție, probabil și în afara sarcinii, dar acum e mai accentuată presiunea. Din cauza asta simțiți durerea între picior și abdomen, în zona inghinală, probabil că de asta menționează doamna. Nu are acolo, sunt terminații nervoase, dar nu asta comprimă neapărat, ci probabil canalul inghinal prin care trec niște ligamente. Și de asta un pic simțiți disconfort. Mai puteți să vă ajutați cu durerile respective și eu recomand destul de mult centurile prenatale. Nu sunt ca și centurile celelalte care le puteți după naștere, ci de centuri mai înguste cumva, care vin pe sub burtică și se fixează lateral și permit spatelui și burticii să stea cumva așa mai unite, ca un tot unitar, și atunci doare mai puțin. Așa ne simți, pe exemplu, în travaliu, că nu ne ajută cu nimic, fiindcă nu permit căpșorului să coboare și copilului să coboare, fiindcă mențin uterul blocat și ridicat. Mai am o întrebare care întreabă, răspunea că foarte des apare și în practica mea curentă. Dormitul pe spate, în trimestrul 2 și 3, dacă dăunează bebelușul, fiindcă multe paciente întreabă sau se sperie că uite, m-am trezit pe spate și e o problemă sau nu, și recomandarea generală este să dăm pe partea stângă. Poziționarea uterului, când stai pe spate, el apasă pe vasele, pe aortă și pe cap. Sunt două vase care aduc și duc sânge către inimă. Ele sunt fix în spatele uterului. Când stai întinsă pe spate, se apasă cava, nu ajunge sânge atât de repede înapoi pentru a fi oxigenat și, în general, ajunge mai puțin oxigen, adică sângele fiind oxigenat mai lent, ajunge fluxul de oxigen mai redus către placentă, plecând de la inimă. Pleacă de la inimă către placentă, în același timp pleacă de la inimă și către creier. Creierul, dacă intră o hipoxie, deci dacă dormi și dormi pe spate, și ajunge mai puțin oxigen către creier, e cam aceeași distanță, inimă, creier, inimă, făt, inimă, uter, poate mai aproape cealaltă, dar atâta vreme cât ajunge mai puțin oxigen către creier, corpul intră în safe mode, te trezește și te întorci. Deci, ca și gravidă, nu o să vă prea adormiți seara pe spate și vă treziți dimineața tot pe spate. Nu, probabil după vreo 10 minute o să vă treziți și o să vă întoarceți pe parte sau pe alta. Deci nu vă speriați cum adormiți. Dacă dormiți pe dreapta, șansele să apese cava sunt un pic mai mici. Dacă dormiți pe spate, sunt cele mai mari, și pe stânga, cele mai mici. De asta se recomandă dormitul pe stânga să ajungă un pic mai puțin oxigen, să nu restricționăm fluxul. Ok. În travaliu ne luptăm foarte mult, nu neapărat la început cu disconfortul, cât pe măsură ce avansează. Că contracțiile sunt tot mai dese, sunt același tip de contracții, aceeași presiune în același loc preponderent, dar vin tot mai dese. Și atunci ajungem la un punct unde suntem deja în faza a doua de travaliu, un travaliu activ, avem contracții la 3 minute, la 2 minute. Deja capul începe să se apropie de finalizarea luptei cu mușchii și intră pe lupta asta un pic cu bazinul osos. De asta spuneam mai devreme că încercăm să nu folosim peridurală, fiindcă uneori, la momentul la care bazinul a trebuit să se deschidă mai mult sau să facem niște mișcări care să permită bazinul să se deschidă, neavând feedback-ul ăsta de disconfort sau de presiune, nu prea știm unde se blochează căpșorul. Noi folosim la noi, spre exemplu, o peridurală continuă care cât de cât permite pacientelor să se miște. Însă am observat că cu cât reducem mai mult abolirea totală a simptomatologiei, cu atâta e mai bine. Ce am observat la Entonox, pe exemplu, la Entonox e bun că pacientul oricum nu știe când vine contracția, adică inhalează în momentul în care începe. Ceea ce ne permite câteva secunde să știm exact unde merge durerea, iar până trece contracția, trece și efectul lui și ne permite să știm unde se încheie durerea. Dar nu mai doare, doar ceva e stompat, doar că simte punctele de început și de final. Așa facem și cu peridurala, tot încercăm să o modulăm, dar e mai greu puțin.
presiunea care o simțiți se transformă din presiune pe șolduri și pe os și pe spate, se va duce într-o presiune rectală preponderent, spre fund. Momentul ăsta de presiune care îl simțiți va fi punctual la început, cât un pic. O presiune în vârful contracției, după aceea o presiune timp de jumate de contracție, după aceea toată contracția și după aceea rămâne efectiv și după. Cam atunci când rămâne persistentă după, în ciuda orice facem sau vrem sau încurajăm noi ca medici, doar acel moment e momentul optim de împins. E de fapt o expulzie cumva care nici nu mai controlez neapărat, vine de la sine. E o senzație care vine de la sine. Să nu aveți frică că în momentul în care simțiți un pic de presiune pe fund, va ieși copilul brusc sau îl veți scăpa. Am paciente care le spun, mergi, stai pe toaletă. Păi nu, și dacă iese acolo, nu are cum să iasă, nu va ieși atât de brusc. Deci în momentul în care presiunea este constantă și se menține și în afara contracției, acolo, da, căpșorul este suficient de jos ca să înceapă expulzia per se. Mă uitam puțin la întrebări. Cu celulele STEM putem vorbi la sfârșit, că e cumva mai mult de povestit acolo. Centurile prenatale ajută și burtica, în general, da, ține bebele mai sus ca să nu pună presiune pe col, exact, îi răspund unei doamne, că vorbeam de ele. În general, când se ajunge, atâta să știți, în momentul în care aveți un pic de risc de naștere prematură, dacă e colul mai scurt, că e o presiune mai mare, puteți să o transformați pe asta un pic în avantajul vostru dacă ajungeți după 35-36 de săptămâni, fiindcă aveți șanse să nașteți mai cursiv, natural. Deci cumva folosiți un avantajul vostru, dacă parametrii sunt buni până atunci, discutați cu medicul dacă n-ar fi totuși mai bine, dacă colul tot e scurt și tot e moale și tot atâta s-a plâns de el, poate nu s-ar deschide mai ușor într-un traval și cel mai probabil că o să o facă. Să plecați cu câteva mesaje, am încercat să răspund la cât mai multe întrebări și să mai răspund că încă rămân cu voi. În general, pregătirea prenatală trebuie să fie pe de o parte fizică, dar și mentală. Deci faceți exerciții, mergeți, plimbați-vă, mișcați-vă, nu să nu aveți emoții. Și sunt exerciții care le puteți face și acasă și în contexte de risc de naștere prematură sau de sărclaje. Sunt exerciții care permit bazinului să lucreze, fiindcă o să doară bazinul dacă nu lucrezi deloc 9 luni. Dacă se simte nevoia, opțiunea de anestezie puteți să o folosiți, încercați, dacă se poate, să gestionați fără o farmacologie invazivă, ca să spun așa. Dacă nu se poate, asta e. Și să rețineți că fiecare contracție clar începe, dar se și termină. Și într-adevăr, deși avem o pleiadă de 3, 400, 500 de contracții într-un travaliu, se încheie și ăla. Și în general se încheie pozitiv și bine. Și chiar dacă la un moment dat este nevoie de a intra în sală sau devine mult prea intens sau există chiar și o problemă, fiți liniștite că travaliul i-a făcut bine copilului, l-a maturat pulmonar pe ultima sută. Păstrăm legătura, eu sunt aici în continuare, las legătura ele și colegilor mei și revin cu răspunsuri la întrebări în măsura în care ele apar. Mulțumim foarte mult pentru răbdarea cu care ați explicat tot ce se întâmplă în timpul unei naștere. Sunt sigură că mămicile care se uită la noi deja au mai mult curaj și nu le mai este atât de frică. Sper. Eu sunt sigură. Pentru mine discuția asta așa a fost pe sufletul meu, pentru că eu sunt pro-naștere naturală și susțin cu cât mai multe mămici care nasc natural, cu atât mai bine, atât pentru ele cât și pentru bebeluși. Și o să vreau acum să o invit alături de mine pe următoarea noastră invitată, Diana Constantin, care o să ne vorbească despre analgezia inhalatorie sau gazul ilariant, cum știm noi pe popular. Este una dintre cele mai importante preocupări ale Dianei, care este specialist în terapia cu gaz la Lin de Gaz România. Așa că dacă încă mai aveți ceva emoții, Diana cu siguranță o să vi le spulbere și frica de durere. Că de fapt, până la urmă, cred că despre asta este vorba, despre frica de durere care ne ține și ne pune așa o piedică în a naște natural. Bună, Diana, mă bucur să ne revedem!
Bună, Ela! Mulțumesc de introducere! Numele meu este Constantin Diana. Sunt specialist în terapie respiratorie la Linde, cu o experiență de peste 5 ani. Astăzi aș dori să vă prezint analgezia inhalatorie. Am și o prezentare, nu știu dacă... Așa. Ce este entonoxul? Entonoxul este un analgezic inhalator sub forma unui amestec gazos medicinal, gata preparat pentru utilizare imediată. Acesta este format dintr-un conținut de 50% protoxid de azot medicinal și 50% oxigen medicinal. Atât protoxidul de azot, cât și oxigenul sunt medicamente bine cunoscute. Conținutul echilibrat de protoxid de azot și oxigen asigură o bună oxigenare și micșorează la minim riscul de sedare accentuată. Este un analgezic inhalator non-invaziv, de scurtă durată, dar și cu proprietăți sedative și anxiolitice. Efectul analgezic apare după primele 4-5 respirații, însă efectul maxim se simte după 2-3 minute. Recuperarea este rapidă, de ordinul minutelor, aproximativ 10 minute, adică foarte rapid, iar efectele adverse sunt minime, reversibile și de intensitate redusă. Ca un scurt istoric, protoxidul de azot a fost descoperit în anul 1772 și a început să fie utilizat în anul 1798. Protoxidul de azot are o experiență îndelungată, este un medicament vechi, un medicament bine documentat, peste 160 de ani de experiență clinică a protoxidului de azot, peste 45 de ani de experiență clinică a amestecului gata preparat de oxigen și protoxid de azot, peste 15.000 de articole publicate, peste 1 milion de pacienți, peste 50.000 de pacienți incluși în studii cu privire la procedurile dureroase. Ca formă de prezentare, este un amestec de 50% protoxid de azot, 50% oxigen și este îmbuteliat în butelii de 10 litri, ca butelia din imagine. Și această butelie este prevăzută cu un sistem special pentru administrare. Câteva specificații: buteliile au o supapă de presiune integrată și sunt gata de utilizare fără să mai fie nevoie de reductoare de presiune suplimentare, adică în partea de sus albastră, are direct valva, nu mai trebuie alt accesoriu. Are un mâner pentru a putea fi ridicată și transportată. Sunt dotate cu o cuplă la care se conectează direct furtunul de perimetru și piesa de gură cu valva unidirecțională folosită pentru administrarea gazului. Operarea simplă, pornit-oprit, confecționată din materiale ușoare, mult mai ușoare decât buteliile tradiționale. Deci, este butelia de 10 litri, sus este partea de valvă și cuplă unde se cuplează acest furtun albastru, care are o lungime de 3 metri, și apoi vine valva de jos, valva mică albastră, cu piesa de gură, partea din care pacienta va inspira. Ca sistem de administrare, exact ce vă spuneam, valva unidirecțională, partea albastră, și piesa de gură, partea albă. Piesa de gură are un filtru antibacterian și se schimbă această piesă de gură la fiecare pacient. În timp ce pacientul inspiră, valva se deschide automat pentru a permite gazului să fie administrat, iar în momentul în care inhalarea se oprește, valva se închide. Riscul de supradozare este redus la minim prin autoadministrare. Această valvă are un mâner alb ca o brățărică. În momentul în care, dacă credeți că, nu știu, v-ați sedat prea mult, ați inhalat prea mult, oricum piesa va pica din mână și vă veți reveni imediat și veți începe din nou inhalarea ca protecție. Analgezia inhalatorie în timpul travalului. Analgezia inhalatorie poate fi o unealtă suplimentară în timpul travalului. Entonox reduce senzația de durere și anxietatea asociată travalului. Sistemul de administrare a gazului va permite femeii care naște să simtă că își controlează singură durerea.
Efectul anxiolitic al protoxidului de azot ajută gravida să se relaxeze, să devină compliantă la indicațiile personalului care o asistă și să se focalizeze pe respirație. Percepția asupra durerii este un element important. Percepția durerii este un fenomen complex. Din punct de vedere fiziologic, durerea este percepută și transmisă electric și chimic. Intensitatea durerii și toleranța la durere sunt influențate de creier. Percepția durerii este subiectivă. Asta înseamnă că efectul analgezic va fi diferit resimțit de fiecare pacient în parte și depinde foarte mult de starea psihologică a pacientului. Protoxidul de azot, un medicament vechi, o aplicație nouă. Protoxidul de azot este un anestezic slab la doze mari și un analgezic și anxiolitic la doze mici. Se consideră că eficiența lui ca analgezic este datorată creșterii eliberării de endorfine, dopamină și alte opioide naturale, reducerii răspunsului hormonal la stresul momentului dureros. La concentrația de 50% din compoziția de Entonox, protoxidul de azot are exclusiv efect analgezic, crește pragul de durere pentru diversi stimuli dureroși. Protoxidul de azot intră și este eliminat din organism prin plămâni. Asta înseamnă că nu este metabolizat. Peste 99% este eliminat prin organism, dar nemodificat. Am un grafic. Pentru instalarea rapidă a efectului, sus, cel mai sus este oxidul nitric, ajunge la efectul său maxim de 1, chiar în primele 5-10 minute. Deci cam atât de rapid este efectul. Și ca cât de repede se diminuează efectul, este liniuța cea mai subțire, care merge prima în jos, prima de jos în sus. Asta înseamnă că concentrația de la finalul expirului scade de la 66-70% la 6-9% în mai puțin de 5 minute, în primele 5 minute. Dacă condiția fizică vă permite, după primele 10 minute chiar se poate conduce bine, când se utilizează în alt scop acest gaz, dar cam atât de repede se duce efectul. Avantaje pentru mamă și pentru nou-născut. Entonoxul este administrat prin inhalare. Asta înseamnă un debut și o dispariție rapidă a efectului analgezic. Intră și este eliminat prin plămâni, înseamnă că nu este metabolizat. Ca efecte adverse, ușoare, are efecte adverse ușoare și reversibile. Fotul nu este afectat, se utilizează ușor. Sistemul de autoadministrare cu valvă unidirecțională reduce la minim riscul de supradozare. Efectul analgezic este puternic, efect sedativ și relaxant. Profil și siguranță satisfăcător, poate fi utilizat în combinație cu alte analgezice. Tot ceea ce vă spun este documentat prin studii. Cu 1, 2, 3, jos, arată, scrie și studiile, da? Ușurarea durerii în timpul travalului, de ce Entonox? Pentru că mama își poate administra singură Entonox, ceea ce înseamnă că poate să aibă control total asupra corpului său, dar și asupra durerii. Nu afectează respirația, circulația, abilitatea de a împinge sau alte funcții vitale. Nu impune restricții de mișcare pentru mamă în timpul travalului. Nu afectează niciun fel durata travalului sau contractilitatea uterului. Nu este niciun fel de asociere cu creșterea ale riscului de complicații materne. Nu există niciun fel de asocieri cu creșteri ale riscului de complicații fetale. Spre deosebire de opioide, nu are efecte secundare asupra noului născut. Permite fătului să-și mențină saturația înainte de naștere și nu afectează scorul Apgar. Administrarea. Mama își poate administra singură Entonox. Se poate administra din primele faze ale travalului și pe toată durata acestuia. Se recomandă începerea administrării la primele semne ale contracțiilor, iar monitorizarea contracțiilor permite sincronizarea administrării Entonox, astfel încât să se atingă nivelul maxim de efect analgezic exact în momentul în care contracția este la intensitatea maximă. Se poate utiliza în travaliu, recomandat este undeva la maxim 12 ore, însă ce știu, peste 12 ore deja este indicație de cezariană.
În acest grafic avem trei imagini. În prima imagine ne arată cum că administrarea a fost făcută după 20 de secunde de la contracție și atunci entonoxul nu a avut efect asupra durerii. Administrarea, în a doua imagine, administrarea a fost făcută în primele 10 secunde, da, la 10 secunde după începutul contracției și s-a suprapus foarte puțin efectul entonoxului cu durerea. Însă, în a treia imagine, avem când s-a început administrarea cu 30 de secunde înainte de contracție și s-a suprapus perfect efectul entonoxului cu durerea. Da? Cum o să știu? Când trebuie să iau? Nu o să știu. Din prima. Prima, a doua contracție nu o să le numeresc, dar din experiența gravidelor care au născut cu entonox, după a treia, a patra contracție, deja știau când se inhaleze. Este importantă instruirea corectă a pacientei, este chiar cheia succesului terapeutic. Pacienta trebuie instruită să inspire profund și amplu pentru ca gazul să poată ajunge în plămâni, acolo unde trebuie să-și facă efectul. Respirațiile scurte, superficiale, nu vor ajunge la efecte mari ale entonoxului. Nesincronizarea începerii administrării cu debutul contracțiilor este de asemenea o cauza unui efect analgezic nesatisfăcător. Pacienta trebuie să știe la ce să se aștepte și să nu aibă așteptări disproporționate. Adică, când voi inhala, inhalez ca atunci când oftez, inhalez. Da, deci trebuie inhalat foarte mult. Nu vor fi respirații scurte, pentru că nu voi avea niciun efect. Nu ajunge entonoxul, nu ajunge la plămâni și atunci nu voi avea niciun efect. Vom urmări un filmuleț în care vom vedea exact cum o asistentă instruiește pacienta. Îi explică despre valva, mi arată valva de administrare. Așa se aude în momentul în care pacienta inhalează. Arată brățărica care explica că dacă va fi prea mult, atunci va pica piesa. Perfectly normal and also a little bit of a dry mouth. And so we've got some water here if you need it. Okay. Well done. That's it. How's it going? Breathing through it just isn't helping anymore. No. Well, should we move on to your birthing plan? I think we discussed Entonox. Yeah. Yeah. Fantastic. This should help ease the pain during the contractions. You just put that side of your hand. Ai now, pune valva obrăjitora pe mână. Să simte contracția. And it should start helping ease the pain now. Să inspire. I think it's starting to contract. If you breathe deeply. Well done. That's brilliant. Well done. Well done. You're doing really well. Fantastic. Well done. Well done. That's brilliant. Is that starting to ease? Oh, that was much better. Well done. În regulă. That's it. You're doing really, really well. Deci, pacienta inspiră și expiră în acea piesă de gură, da? Ea când expiră, poate expira în acea piesă de gură pentru că valva este unidirecțională și nu va ajunge expirul în tubulatură sau în butelie, da? Fără nicio problemă. Gestionarea efectelor secundare. Cele mai frecvente efecte secundare sunt starea de amețeală, ușoară detașare de mediul înconjurător, o ușoară durere de cap, uneori euforie, gura uscată, rar, starea de greață și uneori voma, furnicături în vârfurile degetelor și buze sau hiperventilație.
Aceste efecte sunt temporare, reversibile și dispar la întreruperea administrării. Profilul de siguranță a amestecului de 50% protoxid de azot și 50% oxigen au fost monitorizați pentru efecte secundare un număr de 44.358 de subiecți. Procentul de efecte adverse este undeva la 4-5%, 99% din acestea fiind minore. Contraindicații. Pacienții cu deficiență de vitamina B12 sau acid folic sau cu afecțiuni genetice ale sistemului enzimatic implicat în metabolizarea acestora. Pacienții cu semne de pneumotorax, pneumopericard, enfizem pulmonar sever, embolie gazoasă. În cazul pacienților cu traumatisme craniene sau cu sisteme de hipertensiune intracraniană, în cazul pacienților cărora li s-a injectat gaz intraocular, la pacienții cu dilatație severă a tractului gastrointestinal, la pacienții cu insuficiență cardiacă sau disfuncții cardiace, în cazul pacienților cu nivel scăzut de consistență sau capacitatea afectată de a respecta instrucțiunile. Adică pacienta trebuie să fie conștient de ceea ce se întâmplă și trebuie să fie capabilă să respecte instrucțiunile de a inspira și de a expira profund. Endonox, interacțiuni cu alte medicamente. Combinarea cu alte anestezice, cu opioide, este posibilă. Efectul este sinergic, dar necesită o monitorizare mai intensă, deoarece poate avea efecte asupra reflexelor de protecție. Asocierea cu metrotrexat conduce la inhibarea metionin sintezei și a metabolismului folatilor. Asocierea cu bleomicină, amiodarona și nitrofurantoină poate conduce la creșterea toxicității pulmonare. În concluzie, Entonox este o metodă de analgezie ușor de implementat și ușor de utilizat în orice secție de obstetrică ginecologie. Entonox este o alternativă la analgezia epidurală și la opioidele sistematice în naștere pe cale naturală. De asemenea, poate fi o unealtă suplimentară pentru analgezie în timpul travalului, când anestezia epidurală este contraindicată, când nu există acces la tip de anestezie până la instalarea anesteziei epidurale, în procedurile dureroase de după naștere. În multe țări este utilizat pe scară largă, Franța, Polonia, țările nordice, Anglia. Multe mame îl solicită sau acceptă ușor datorită administrării simple și a unei supravegheri medicale minimale. Tradiția cea mai îndelungată o are Anglia. Aici administrarea Entonox face parte din NICE Guidelines, Institutul Național de Excelență în Îngrijiri. Este ușor de administrat, de fapt mama și-l poate administra singură, controlând astfel durerea. Are efect analgezic, sedativ și relaxant, o acțiune rapidă, debut și dispariție rapidă a efectelor, recuperarea este ușoară. Efectele adverse sunt ușoare și reversibile, fără efect a nou-născutului. Sprijinul medical medicilor ateiști poate fi util la începutul implementării acestei metode de analgezie. Vă mulțumesc! Și acum voi răspunde la câteva întrebări. Bun. Din păcate, sunt puține maternități care folosesc acest analgezic. Sunt maternități și de stat și private care utilizează și colegii mei din staff au atașat deja lista de maternități pe site-ul www.nasternatural.ro. Există lista de maternități. De asemenea, în prezentarea mea la final există datele mele de contact. Dacă o să mai rog pe Gabriela să pună. Dacă aveți nevoie de suport, ajutor, întrebări, găsiți numărul meu de telefon și adresa de mail. Presupunem că este contracost, pare de mare ajutor. Este contracost, dar nu pentru pacienți, adică depinde dacă nasc la clinici private, s-ar putea ca în clinicile private să fie contracost, dar la stat ar trebui să fie gratuite, da? Pentru că se decontează ca un medicament prin casa de asigurări. Este sigur gazul ilariant și la tulburări de ritm cardiac? În principal nu, dar cel mai bine este să discutați cu medicul și cu medicul cardiolog și cu medicul care supraveghează nașterea.
Dacă maternitatea nu folosește acest produs, de unde se poate procura? Ca persoană fizică nu poate fi procurat. Spitalul trebuie să îl cumpere, trebuie să facă comandă, în niciun caz un pacient. Dacă doriți să nașteți cu acest gaz și doriți cu acel medic cu care nașteți, eventual puteți să îi dați, nu știu, acest filmuleț sau din webinar că rămâne înregistrat, sau să-i povestiți despre acest gaz ilariant, îi puteți da datele mele de contact, eu pot discuta cu acel medic, da? Și poate cu dumneavoastră începe colaborarea și cu acea maternitate. În spitalul de stat se găsește Intonox, da? Achiziționat măscuța proprie. Este o piesă de gură cu un filtru și în general spitalele cumpără, nu persoanele fizice, noi nu vindem persoanelor fizice aceste produse, pentru că sunt medicamente, sunt cu prescripție medicală, exact ca la farmacie cu antibiotic. Dacă este solicitat de paciente în spital, dacă pot fi achiziționate, nu pot fi achiziționate de paciente în spital, doar spitalul poate achiziționa acest gaz. Dacă maternitatea nu-ți aprobă această solicitare, se poate face ceva, schimb maternitate dacă îți dorești neapărat. Dacă nu, din păcate, medicul este cel care decide administrarea gazului. Și atunci eu nu pot să fac mai mult de atât. Adică nu puteți cumpăra dumneavoastră butelia sau închiria și să vă administrați singură. Dar medicul este factorul decisiv. Mulțumesc foarte mult, Diana. Dacă mai sunt întrebări, să știi că le poți răspunde în comentarii pe Facebook sau ne lași nouă răspunsul și noi o să le scriem. Diana Constantin, specialistă pe terapia cu gaz la Lin de Gaz România, mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Și acum să trecem mai departe la subiectul meu preferat, să-i spunem așa. Ați trecut peste emoțiile nașterii și aveți bebelușul pe care l-ați așteptat 9 luni de zile, îl țineți în brațe și bineînțeles cele mai multe mămici spun: dar ce fac eu cu acest bebeluș, pentru că la naștere nu am primit un manual de instrucțiuni, nu știu ce să-i fac, nu știu cum să mă descurc. Și cine poate fi mai potrivit să ne răspundă la această întrebare dacă nu un medic neonatolog? Așa că alături de noi în această după-amiază este doamna dr. Cristina Elena Chiriac, medic specialist pediatrie și neonatologie la Spitalul Clinic. Bine ați venit, doamna doctor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Cred că este cea mai primită întrebare de dumneavoastră de la mămi și eu ce fac acum cu bebelușul, nu? De unde o iau? Bună ziua! Ne auzim cu bine? Ne auzim cu puțină microfonie, să sperăm. Am închis eu microfonul, acum este în regulă. Este foarte bine, vă auzim foarte perfect. Bine. Perfect. Îmi va fi un pic mai greu pentru că sunteți acolo în spatele ecranelor și eu nu vă simt. Dar pot să-mi imaginez că sunteți mulți, emoționați și cumva în așteptarea minunii care va apărea în viața dumneavoastră. Mă simt acum, am preluat rolul ca și la spital de neonatolog, când bebelușul ajunge și este pus pe masa noastră acolo de examinare. Dintr-o clipită a zice că îl evaluez și dacă staia bebelușului îi permite, îi spun moașei și bineînțeles medicului că imediat îl punem pe burtica mamei, ca această primă conexiune să se petreacă deja. Practic, noi acolo rolul nostru este de a-i supraveghea așa de la distanță și a-i pune cât mai repede în contact. Și mă bucur pentru acest eveniment care se încearcă să promoveze această minune și nașterea naturală, pentru că se produce din păcate din ce în ce mai rar, dar beneficiile sunt multiple pentru viitorul nou născut.
Bun. Pe parcursul spitalizării, cel mai frecvent stau cât mai repede împreună cu mămica lor, în situația în care nu avem o naștere complicată și nu este nevoie de prea multă intervenția noastră. Ajungem la acest moment al externării din maternitate, când ne bucurăm foarte mult să se petreacă cât mai repede, 2-3 zile maxim stau nou-născuții cu adaptare bună după naștere, astfel încât să ajungă acolo în familie, unde le e locul și unde sunt foarte mult așteptați. Așa că tatăl, plin de emoții, vine și pregătește anterior sosirii la maternitate acest bagaj cu care vine să ia nou-născutul acasă. Îi aduce hăinuțe spălate și călcate, cu siguranță pregătite cu multă dibăcie de către mamă, și nu să nu uite în mod special această scoică unde copilașul stă în siguranță, prins în centuri, și noi ne asigurăm că vin și cu acest obiect indispensabil, pentru că transportul nou-născutului trebuie să se facă în siguranță. Noi și la momentul externării, când externăm copilași care au stat, spre exemplu, prematuri în terapia intensivă și au avut nevoie de ospitalizare îndelungată, avem aceleași preocupări pentru a fi transportați în siguranță. Deci pot fi puși în aceste scoici și prinși în centuri, plasați cu spatele la sensul de mers și conduce tatăl acasă, da, dacă distanța e mai lungă, pot face pauze la 2 ore și ajung în siguranță împreună acasă. Bun. Următoarea noastră situație în care ne aflăm, ajungem noi acasă în mediul acesta pe care dumneavoastră l-ați gândit și l-ați proiectat împreună. Cum îmi place mie să spun, camera bebelușului, pentru că aici se fac cele mai frumoase planuri. Unde să se așeze acest bebeluș? Cum îmi place mie să spun, nu prea o să stea el de la început în camera în care i-a fost poate destinată, pictată și cum ați mai imaginat-o dumneavoastră de frumoasă. În primele 3 luni, optim ar fi să stați împreună cu bebelușul, îl primiți și pe el în spațiul dumneavoastră, în camera dumneavoastră, pentru a-i fi alături și a-l simți în aceste prime 3 luni, când ei pot fi, să zicem, mai vulnerabili. Ideea de bază ar fi să îi fiți aproape, să-l aveți așa la distanța de o lungime de braț, astfel încât să interveniți dacă se întâmplă să regurgiteze, să verse sau pur și simplu să îl atașați cât mai repede la sân, să-l simțiți când dă primele semne de trezire și să îl luați în brațe, să-l puneți la sân. Temperatura în încăpere, deși există tendința aceasta de a proteja bebelușul, ei se simt la un confort la o temperatură de 21-22 de grade, la un maxim 24 de grade, și la această temperatură ei ar trebui să fie îmbrăcați într-un strat complet, da, în body și pantalonaș, și în timpul nopții sau în timpul somnului și înveliți. La fel se asigură în încăpere o umiditate de 55-60%. E bine să facem diferența între zi și noapte și ziua, spre exemplu, să doarmă într-o altă încăpere, să luați cu dumneavoastră. Noaptea poate să doarmă cu lumină la intensitate redusă. În această încăpere e bine să aveți un mobilier redus, astfel încât să nu fie nevoie să curățați foarte mult spațiul în sensul în care trebuie să reduceți ceea ce ar putea să încarce foarte mult atmosfera cu covoare, draperii, obiectele acestea care rețin praf. Copilul se poate sensibiliza pe termen lung și e bine să le evităm de la început.
E foarte importantă această poziționare a bebelușului în pătuți, pentru că este de ales, de încă de la început, o saltea cu un plan dur. Cam așa sunt ele concepute, toate saltelele acestea destinate, folosite de către nou-născut, pentru că le există acest risc de sufocare, care este, cu cât este mai mic copilul sub 3 luni, cu atât riscul este mai mare. Și de obicei copilul ar fi de preferat să fie pus de la început pe un plan înclinat pentru a evita aceste momente de regurgitare, reflux pe care l-au bebelușii și este prezent încă din primele zile de viață. Este ceea ce sperie cel mai mult părinții și foarte des se adresează medicilor pentru a evalua acest grad de reflux. El este prezent atâta timp cât nu împiedică o bună creștere a copilului. În general este tolerat și nu se tratează, deși acum avem soluții multe pentru a ajunge să îi ajutăm pe copilași încă de la început, dacă manifestările sunt foarte frecvente. Apropo de întrebări frecvente și motive, să zicem, de adresabilitate la medic, poate chiar din chiar din prima săptămână de viață. Ce îi sperie, să zicem, pe părinți și de ce, cum ar trebui ei, la ce întrebări ar fi de răspuns. Prima trecut se efectua această vizită la domiciliu, în momentul în care venea copilul se externa, medicul de familie făcea o primă vizită la domiciliu și, să zicem, mai spulbera din îngrijorările părinților. Era un obicei bun pentru că părinții în general observă la bebeluș tot felul de, să zicem, pete, puncte care ele sunt prezente în mod normal și de obicei, dacă rămân așa cu întrebarea, timorează. Și să o luăm așa pe, să zicem, pe etape, cam ce ar fi de spus că au acești bebeluși prezent în mod particular și sunt mai frecvente în prima săptămână de viață, ulterior diminu. Spre exemplu, ei devin din ce în ce mai galben, încep să aibă acest icter care devine mai intens cam când ajungeți dumneavoastră cu ei acasă. Cam în a treia zi, icterul presupune colorația aceasta galbenă a pielii, uneori și în jurul ochilor devin galbeni, acolo deja probabil că este o valoare mai mare a icterului, dar nici aici nu ar fi de speriat, pentru că un copil chiar și galben, care mănâncă bine, are scaun și se trezește singur pentru a fi alimentat, plânge și poate și este alinat la sân, are scaun, acest copil cel mai probabil că nu are o valoare mare a icterului și părinții nu ar trebui să se teamă. Da? Icterul este determinat de creșterea bilirubinei în sânge. Această bilirubină se metabolizează la nivel ficatului și se elimină prin scaun. Deci un copil care mănâncă bine și are scaun nu va face niciodată icter accentuat. Există și situații rare când se impune o monitorizare mai atentă dacă părinții au incompletate de grup sau de RH, dar în aceste situații de obicei sunt avizați și li se spune dacă este nevoie să aibă un tratament ca să ajute în diminuarea intensității icterului. Bun. La nivelul feței, ce mai au ei particular și întreabă frecvent părinții, au niște puncte mici la nivelul nasului, milium se cheamă, acesta dispare în timp și la fel se regăsește printre întrebările frecvente ale părinților dacă va rămâne așa. Nu va rămâne așa, va trece și totul va fi bine. Bun. Foarte frecvent
ceea ce li se întâmplă lor, dar nu chiar din prima săptămână, de obicei după primele 2-3 săptămâni, la nivelul feței apar niște puncte roșii, care unele dintre ele se pot transforma așa un cap galben, se pot suprainfecta. Este acnea bebelușului, care de obicei trece, dar cu un ajutor medical, astfel încât să nu ajungă să aibă și cicatrici, pentru că uneori fenomenul e destul de intens. Deci acesta ar fi un motiv, să zicem, de adresare la medic când forma este severă și e nevoie de ajutor medical, pediatru sau medic dermatolog. Ce li se mai adaugă, să zicem, lor la nivelul capului? Apar niște scoame, crustele de lapte, care sunt prezente în evoluția normală a bebelușilor. Unii fac mai intens, alții mai puțin intens. La unii sunt prezente chiar și la rădăcina sprâncenelor. Deci e, să zicem, o etapă normală în evoluția și în creșterea lor și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare, pentru că trec de la sine sau, dacă sunt foarte intense, groase, există și pentru această situație produse dermatologice cu scopul acesta de a diminua aceste cruste. Bun. Ce mai au ei particular? Și la unii se manifestă de la naștere, la alții apare în timp. Aceste hemangioame sunt niște pete vasculare, unele plane, altele în relief. Acestea necesită, în special ultima categorie, acestea în relief, necesită o atenție deosebită, pentru că unele au o tendință de creștere rapidă și medicul pediatru trebuie să evalueze această situație. În plus de asta, în funcție de localizare, acel copil va avea nevoie și de unele investigații imagistice, ecografii la nivel transfrontanelar sau la nivel abdominal. Deci dacă vă veți situa într-o postură ca aceasta, în care în timp la bebelușul nostru să apară aceste pete vasculare, este de văzut de către medic și un medic cu experiență, ca să îi se asigure copilul și un tratament adecvat funcție de evoluție. Bun. Această eritemă fesielă, această roșață a scutecului, care apare în la unii copii, copiele mai sensibile, deși părinții schimbă des scutecul, spală bebelușul la fundule după fiecare scaun, cum va fi recomandat, da, urina și scaunul nu trebuie să stea prea mult în contact cu pielea aceasta sensibilă a bebelușului. Fetițele, pentru fetițe, în mod special, noi le instruim pe mame, trebuie să aplice acolo o igienă riguroasă, pentru că fetițele au o particularitate, au uretra mai largă și ele se pot contamina de la Pampers cu scaun și au risc de a dezvolta infecția urinară, care, din păcate, nu se manifestă întotdeauna foarte zgomotos, cu febră care să te pună mama pe gânduri să meargă la medic, poate avea și un debut mai insidios și să se manifeste, spre exemplu, printr-o stagnare în greutate. Sau unele semne pot fi mai puțin evidente și totuși copilul acela să aibă o problemă și să aibă nevoie de tratament medical, chiar antibiotic, în aceste situații, plus investigațiile necesare. Deci e foarte bine, foarte bine să avem o atenție sporită asupra. E adevărat că aceste scutece sunt foarte absorbante și sunt de mare ajutor în creșterea unui copil, dar trebuie să avem o mare atenție și asupra acestor zone a organelor genitale, care sunt de preferat a se spăla cu apă și săpun când avem la îndemână, și să folosim acele șervețele umede mai rar, chiar excepțional de rar în cazul fetițelor. Și mi-am mai notat eu aici să vă spun în mod special despre forma picioarelor.
bebelușul stă acolo în uter foarte înghesuit, mai ales dacă lichidul amniotic care îl înconjoară este și în cantitate mai mică. Ei sunt cu piciorușele presate și probabil că neonatologul îi va arăta mamei cam cum a stat bebelușul în burtică cu picioarele și cam pe ce zone ar trebui insistat când se face masajul bebelușului. Pentru că cel mai frecvent putem remedia acasă fără să fie nevoie de ajutor unui kinetoterapeut, dar dacă persistă și copilul stă într-o anumită poziție, părinții observă că ei sunt cei mai buni observatori, este o întrebare de pus medicului pediatru și de ajutat. Pentru că acum există kinetoterapeuți foarte bine pregătiți care pot aduce, își pot aduce aportul în remedierea acestor vicii de postură. Bun. Vorbim acum despre mămică. Mămica, în mod special, va fi alături de bebeluș, centru atracției din casă, pentru că ea are mare nevoie să fie ajutată, susținută, pentru că ea trece prin niște stări psihice care apar după naștere datorită acestor jocuri hormonale, modificări hormonale care se produc după nașterea bebelușului. Mămicile noastre de prin saloane încep să plângă, le simt deja, mai ales dacă copilul are și o problemă fizică sau se mai asociază și altceva care ar putea să le perturbe, de obicei starea se accentuează în rău. Cu alte cuvinte, această stare psihică mai particulară poate să persiste și acasă, iar oboseala este unul dintre factorii care o accentuează. Și mămica să fie văzută plângând fără motiv, să simtă sentimente de inutilitate. De obicei se consideră a fi normalul până la 3 săptămâni, dar ceea ce depășește 3-4 săptămâni ar fi bine ca cei din jur, care sunt cei sunt primii care sesizează dacă aceste manifestări se prelungesc, sunt primii care sesizează și ar fi bine să o încurajeze să ceară ajutor. Pentru că sunt terapeuți, psihoterapeuți care pot interveni și cu o bună intervenție și făcută la timp, lucrurile pot să se îmbunătățească rapid. Sunt anumite situații când este nevoie chiar și de tratament medicamentos, dar trebuie să știm și să recunoaștem cu toții că depresia este boală gravă, avem suport, avem ajutor și trebuie să apelăm la el. Este păcat să nu o facem, pentru că schimbarea se produce destul de repede în bine. Vorbim despre tată. Despre tată, care spuneam că el este cel mai bun observator al interacțiunii dintre mamă-copil și rolul lui este unul foarte important. Pe lângă a le fi alături celor doi, eu încurajez tații să participe activ. Și îmi place foarte mult când îi am în cabinet ca și cuplu, când vin împreună, pentru că nu ca să evaluez, ci pentru că mă bucur să văd tați care sunt din ce în ce mai mult implicați și aproape că răspund la întrebări înaintea mamelor. Sunt foarte drăguți împreună, manevrează din ce în ce mai bine bebeluș și nu mai au acele temeri cum erau în trecut, erau mai temători și nu prea vroiau să îi atingă. Cred că și rolul acestor informații, accesul la informații, aceste cursuri de puericultură și
de ce nu, cred că și instinctul care le spune că vor deține, că dețin controlul, este unul care mie mi se pare că a început să se schimbe, că lucrurile au început să se schimbe în bine, în ideea în care sunt din ce în ce mai, observația mea este că sunt din ce în ce mai mulți tătici implicați și asta mă bucură foarte tare. Este rolul lor foarte important, pentru că chiar am citit recent un studiu în care spune că succesul alăptării depinde și de suportul psihologic al tatălui și că încurajările care vin din partea tatălui fac ca să crească rata de succes a alăptării și chiar cu peste 70%, când un tată este implicat, o mamă poate să-și reia această, spre exemplu, când s-a ajuns deja la alimentarea în formă mixtă, sân plus formulă, un tată suportiv o poate ajuta pe mamă și mama își poate ajunge să relacteze și să-și reia în totalitate această alimentație doar cu lapte matern. Ceea ce mi s-a părut foarte, foarte interesant, pentru că nu depinde numai de alimentația mamei, depinde de starea psihică a mamei, dar un bun suport din partea tatălui este adjuvant și lucrurile vor decurge foarte bine împreună. Vă spuneam de tați din ce în ce mai implicați. Da, tați care fac baie bebelușilor, care le fac masaj, care îi țin în brațe și cum știți, fiecare dintre noi avem o energie aparte, așa și tații care au această tendință a lor mai jucăușă, bebelușii se odihnesc foarte bine pe burtica tatălui și un bebeluș care a mâncat bine, spre exemplu, și pe care mămica l-a ținut în brațe după ce a mâncat pentru a elimina aerul, dacă își continuă somnul pe burta tatălui, cum îmi place mie să le spun așa, piele pe piele, vor avea niște beneficii și vor trăi și în timp niște legături foarte puternice. De ce ne place să le facem masaj bebelușilor? În primul rând, aici nu este o regulă, se face oricând în timpul zilei. Trebuie să alegem un moment din zi în care cele două persoane sunt în cea mai bună stare psihică și în cea mai bună interacțiune și bebelușii vor beneficia de aceste atingeri cu blândețe. De ce le place bebelușilor să stea în brațe și cam cât să îi ținem în brațe? Iarăși una dintre întrebări, oare nu se învață în brațe? Iar de cele mai multe ori răspunsul este: copilul se crește în brațe. La un an se dă singur jos din brațe și el începe să exploreze mediul, să meargă. Deci copiii au nevoie să stea în brațe. În plus, această durată este diferită de la copil la copil. Unii sunt mai solicitanți, acolo se liniștesc și tot acolo, la sânul mamei, dacă ei se alină și le trece, ei pot fi puși la sân ori de câte ori copilul acesta are această nevoie. Pentru că am întâlnit foarte mult și am văzut-o chiar și scrisă această recomandare de a nu mânca din nou după ce a fost hrănit deja. Acolo este vorba despre o nevoie de alinare a bebelușului, chiar dacă el a fost recent hrănit, chiar dacă este repus la sân și se liniștește,
Sânul este, nu este doar, nu are doar un rol de a hrăni copilul, este și, are și un rol în care el, bebelușul, simte că-și alină o anxietate, o, poate chiar și o durere, un disconfort pe care el îl resimte. Atât timp cât copilașul se alină la sân și plânsul încetează, este cel mai bun remediu și vă încurajez să faceți ceea ce simțiți, ori de câte ori plânge, poate fi pus la sân, nu suge, nu este niciun fel de problemă, luați-l în brațe, îi răspundem copilului prin acest contact, pentru că ei cel mai frecvent plânsul se alină după ce îi simt contactul cu brațele, niște brațe protectoare ale mamei sau ale tatălui sau unei persoane din jurul bebelușului, din anturaj. Discutăm despre cele mai frecvente motive de îngrijorare. Sunt și una dintre întrebări este dacă mănâncă suficient. Păi, în primul rând, un bebeluș care mănâncă crește. Nu este nevoie să contorizăm, pentru că aici sunt cele mai multe temeri din partea ambilor parteneri, a zice chiar mai frecvent din partea taților, care au această nevoie de control, să contorizeze care e cantitatea de lapte pe care ar mânca o bebelușul. Un bebeluș alimentat la sân nu are nevoie de de a măsura în mod specific. El poate fi pus la sân și el la 2-3 zile poate fi cântărit. Dacă el crește bine în greutate, îl lăsăm în ritmul lui și nu avem niciun motiv să facem proba cântarului sau să mama iară să facă această probă de a mulge laptele și a-l măsura și să calculeze mililitri. Așa ceva nu ar trebui să o preocupe pe mămică. Doar instinctul de a pune bebelușul la sân și acesta suge, este satisfăcut după ce a sub sau din contră plânge, îl repune la sân. Vă spuneam că au ritmuri diferite și important e ca la sfârșitul săptămânii, cum le spun eu părinților, să evalueze această creștere în greutate o dată pe săptămână. Ce mai este de știut? Să nu avem această așteptare ca ei să crească încă din prima săptămână. Ei scad la început, chiar până la 10% din greutatea corporală și ulterior încep să crească. Deci este maxim admis să scadă sau să stagneze până la 10-a zi, după aia musai trebuie să crească. Deci aici este intervenția medicului la prima vizită, care va avea loc cam la 7-10 zile de la externare, prima vizită la neonatolog sau la pediatru, când sfătuiește mama, eventual corectează tehnica pusului la sân, vede dacă mai este nevoie sau nu de o completare și se evaluează dacă copilul și-a recuperat greutatea și de aici încolo ne așteptăm ca el să crească. La fel cu acest somn, dacă doarme prea mult sau prea puțin, este diferit. Băieții au pauze mai mari între mese, dorm mai mult, fetițele sub mai des. Ideea este ca ei, în prima lună de viață, nu ar trebui să renunțe la mesele din timpul nopții, din contră să fie hrăniți des, la 2-3 ore maxim. Spun asta maxim că presupune că trebuie și treziți, pentru că acest icter de care vorbeam la început le poate da somnolență. Ei să doarmă și să nu se trezească pentru a fi alimentat și atunci scade glicemia și lucrurile merg din rău mai rău. Deci în prima săptămână de viață, prima lună de viață, ne concentrăm pe a-i hrăni des și a nu renunța la somnul, la masa din timpul nopții. Deci această frecvență de 2-3 ore musai să fie păstrată. Vă spuneam că nu ne interesează foarte mult că unii pot să, în acest interval de 3 ore, ei pot să mănânce și mai des, dar ideea este ca să nu se depășească 3-4 ore de pauză alimentară în primele zile de viață. Frecvent preocuparea părinților este și de modul cum respiră nou-născutul. Ei, în primul rând, față de noi adulții, respiră diferit, cu o frecvență respiratorie mai mare. Unii pot să facă și niște pauze în timpul respirației, dar ce trebuie să
știe părinții este că o pauză mai mare de 10 secunde, care este însoțită și de o cianoză în jurul gurii, adică o învinețire în jurul buzelor sau chiar a buzelor, este un motiv de îngrijorare și trebuie să îl, este unul dintre motivele de adresat urgent la medic dacă lucrurile se petrec așa și în mod repetat. Legat de cum arată ei ca și colorație a pielii, la început vă spuneam că sunt mai se prezintă acest icter care ajunge să se decoloreze progresiv. Unii pot fi icterici și la o lună de viață. Medicul poate să evalueze și dacă este un copil alimentat la sân care crește foarte bine îngrijorat, în greutate nu este un motiv real de îngrijorare, dar este musai necesar evaluarea de către un medic, icterul care se prelungește mai mult. Bun. Și ajungem și la această prima vizită la medic. Când mergem cu bebelușul la medic, prima evaluare ar fi la 70 zile de viață, când părinții deja și-au strâns întrebări, ca să nu le zic îngrijorări, pentru că n-aș vrea să rămână cu ele. Încurajez cei cu care țin legătura să-mi scrie mai devreme, pentru că nu aș... aceste motive de îngrijorare ar trebui să nu perpetue. Bun, ce urmărim noi? Dacă se mișcă acest tonus, înseamnă mișcările bebelușului, cum este culoarea, dacă subtul este eficient și cel mai mie îmi place să facă o demonstrație, să văd că mămica știe cum să atașeze bebelușul la sân, că poziția de alăptare este corectă și de ce nu să mă asigur că este și relaxată și că nu stă într-o poziție în care care să-i provoace disconfort, pentru că atunci nu mai este o plăcere de ambele părți. Alăptatul este o plăcere de ambele părți. Mămica se bucură de subtul bebelușului, iar acesta satisfăcut de ceea ce a primit acolo de la sân. Deci interacțiunea trebuie să fie de plăcută de ambele părți. Și medicul face acest examen complet și răspunde și încurajează ca părinții să pună întrebări, pentru că vă spuneam că cu cât se diminuă din aceste temeri, cu atât lucrurile merg mai bine și părinții devin mai încrezători în propriile forțe și se armonizează împreună ca interacțiune. Eu vă mulțumesc. Nu știu dacă sunt întrebări. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Putem să luăm 3 întrebări, dacă le vedeți și dumneavoastră. Toți copilașii vor avea icter? Este prima întrebare. Cel mai frecvent, da, pentru că ei se nasc cu mai multe celule roșii decât avem noi nevoie în viața de adult. Și după naștere se distrug, din distrugerea lor rezultă această colorație care le galbenă, această bilirubină care le dă colorația galbenă. Este mai intens sau mai puțin intens, dar majoritatea trec prin acest proces icteric. Masajul este benefic pentru colici? Da, orice interacțiune care diminuă gradul de stres în relație este benefic, pentru că aceste cauze precise ale colicilor nu sunt cunoscute. Nu putem pune degetul sau să atribuim aceste durere unui anumit fenomen. Sunt doar niște teorii, medicație cu care noi ajutăm sau nu, dar tot ce ține de interacțiunea cu părintele și masajul, culcatul burtă pe burtă, cum spuneam, cu mama sau cu tatăl sau o persoană din anturaj care vrea să-l aline pe bebeluș, este benefică. Și aș îndrăzni eu să fac un comentariu, dacă îmi permiteți, ce a funcționat foarte bine la copiii mei. Am încercat după fiecare masă să le scot foarte bine aerul din burtă și atunci am diminuat și acești colici. La noi a funcționat și la cei de lângă noi. Ultima întrebare, cum se poate curăța nasul bebelușului mai bine, cu ser fiziologic sau apă marină, care este recomandarea?
Ambele sunt de ajutor, doar că la copii nu se folosesc spray-urile acelea presurizate. Picătura și nu jetul acela care poate să ducă la, chiar la oprirea respirației, să aibă o criză de apnee. Deci sunt de evitat. Altfel, amândouă sunt produse foarte bune. Mulțumim foarte mult, doamna doctor Cristina Elena Chiriac, medic specialist pediatru și neonatologie la Spitalul Universitar de Urgență București. Dragii mei, iată că și lecțiile noastre de astăzi au luat sfârșit. Sper că după aceste două ore sunteți părinți mult mai informați, aveți mult mai multe informații, aveți mult mai puține întrebări și multă voie bună și credeți-mă, pozitivism. Nu e un cuvânt mare, chiar funcționează. În momentul în care tu te setezi mental că da, totul va fi bine, nașterea va fi ușoară, această călătorie alături de bebelușul meu va fi ușoară, credeți-mă, așa va fi. Eu, să știți că am și două recomandări pentru voi, dacă mai aveți întrebări. Sunt cărțile mele. O vedeți pe aceasta, 9 luni fără gri, sunt întrebări, 101 întrebări despre sarcină cu răspunsuri de la specialiști, iar cea de-a doua carte, 12 luni fără griji, 101 întrebări despre primul an de viață al bebelușului, bineînțeles cu răspunsuri de la specialiști. După aceea, când trece și la partea de alimentație, o să vă povestesc și despre cea de-a treia carte, unde învățăm cum să mâncăm și ce să mâncăm. Cu acestea fiind spuse, înainte să ne luăm la revedere, o să vă rog să-mi permiteți să mulțumesc încă o dată sponsorilor care au făcut acest webinar să fie posibil, Linde Group și Fundația Carl for Linde. Mulțumim de asemenea tuturor partenerilor noștri care ne susțin, Philips, Avent, Diva Hair, Diva Hair Cosmetics și Dasha. Și vă reamintesc că avem o tombolă unde am pregătit premii foarte utile pentru viitorii părinți. Un auto, o pompă de sân Philips Avent, un set de produse cosmetice de la Oyster Cosmetics prin Diva Hair Cosmetics și o minunată geantă Dasha. Câștigătorii vor fi extrași prin tragere la sorți dintre cei care s-au înscris la webinar și au comentat în timpul acestuia. Numele lor vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook Naște Natural și vor fi contactați de către echipa noastră. Așa că eu vă mulțumesc că doriți să fiți părinți responsabili pentru că ați avut curiozitatea, interesul și răbdarea să participați la acest webinar la Școala Părinților Responsabili. Vă doresc naștere ușoară și momente de neuitat alături de bebelușul vostru. Vă doresc o după-amiază frumoasă. La revedere!